Dragnea declanează ofensiva împotriva lui Maior. Ce spune Teodor Melecan după dezvăluirile liderului PSD? Ministrul de Externe, Teodor Melecan, a confirmat sumte la Antena 3 ce premierul Viorica Dăncilă a solicitat o evaluare a tuturor ambasadorilor. Nu există nicio listă de ambasadori, nici primul, nici al doilea, este vorba de o cerere pentru evaluarea activității ambasadelor, sublinierei, bineînțeles, asta înseamnă, implicit, sublinierei efilor de misiuni care răspund pentru activitatea diplomatică în exterior. E o chestiune care la noi se face anual. Fiecare ambasad, la sfârșitul linierei anului, transmite un raport de activitate în decursul lunii ianuarie sublinierei. Pe această bază, cererea doamnei prim-ministru de a face o evaluare foarte clară a modului în care s-au des subliniere urat activitățile în oficiile diplomatice, urmând ca după aceea să se ajung la anumite concluzii, a declarat Mele subliniere Canu, la Antena 3. El a afirmat ce nu a văzut ultima evaluare a ambasadorului României în SUA, George Maior. Nu, nu am văzut această evaluare. Noi acum evaluăm anul 2017, în perioada în care am preluat mandatul. Nu pot să vă spun care au fost evaluările precedente, dar acum facem această evaluare, repet, pe absolut toate oficiile diplomatice ale României, tocmai pentru a avea o imagine mai corectă a ceea ce s-a des subliniere urat ca activitate sublinierei, mai ales, pentru a adopta măsurile necesare de accelerare a ridicării activității la un prag mult mai înalt, a explicat ministrul. Teodor Melecan a fost invitat să comenteze dezvăluirile liderului PSD, Liviu Dragnea, care a susținut ce Victor Ponta ar fi stabilit lista membrilor guvernului său împreună cu directorul Serviciului Român de Informații, George Maior. Din punctul meu de vedere, singurul lucru pe care pot să le fac este să evaluez activitatea în postura de subliniere-F de misiunea oricărei persoane sublinierei. Nu pot să mă refer la circumstanțe care au privit activitatea sa anterior sau alte lucruri. Deci, evaluarea se face strict pe nivelul modului în care se îndeplinesc sarcinile care revin fiecărei ambasade, a precizat ministrul de Externe. Întrebat dacă e normal ca directorul SRI să se implice în formarea guvernelor, ministrul de Externe a răspuns că nu. Nu, nu cred că este normal. Formarea unui guvern depinde exclusiv de voința majorității parlamentare care a câștigat alegerile. Din acest punct de vedere, guvernul este o formulă politică în măsură să asigure responsabilitatea îndeplinirii în activitatea guvernamentală a prioriților cu care partidele au câștigat alegerile sau pe care le-au prezentat populației, a spus Teodor Mele subliniere Canu. Chestionat dacă i-a cerut cineva să le schimbe pe George Maior, Melecan a declarat, nu mi-a cerut nimeni să le schimb pe domnul Maior. O asemenea decizie trebuie luat după o evaluare, o analiză în care îi desfășoară activitatea.
Teodor Melecan nu a dorit să comenteze dezvăluirile lui Liviu Dragnea. Este o problemă care nu intră în responsabilitatea mea. Nu cunosc ce s-a întâmplat. Am văzut eu declaraiile domnului Dragnea, dar mai mult nu am ce să vă spun, a spus Melecanu. Ministrul de Externe a precizat că evaluarea ambasadorilor se va termina în maxim 1-2 zile.